Bună seara, suntem în direct. Hai să vedem ce zice fratele Costi de la Creva. Alo, bună seara, scuze de deranj, domnul Costi. Ce faci, tată? Te culcași? Nu te-ai culcat? Ah, păi ziceai tu că te duci azi pe la canal de apă caldă. Te duci așa? Un kil de pește? Un kil de pește ai luat? 2 kg 300? Ah, păi mișto, mă, bă, 2 kg 300 pe criza asta e la fix. Înghețaș de frig? Păi de ce mă costă îngheța de frig? N-ai avut echipament? E frigă? Să știi că simți și eu că azi fac cu actele de angajare. Mâine mă o să fac protecție. Am muncit prea mult la muncă. Mâine nu te mai duce? Auzi, dar la ce moment de duș azi? Ce capturi mai ai prins așa? Da, eu te aud. Auzi, dar ce pești prinsești tu azi? Ce ai reușit să păcălești? Trei cleni? Păi, ăia a fost toți peștii de azi, trei cleni, nu? Ah, deci ai prins un clean la 1 kg și 2 la 6-700 de grame. Bă, frumos, bă. Păi, așa mari sunt acolo clenii? La Voblerul Salma i-ai luat, nu? Da. Am înțeles. Acolo, ca să stea în teren. A, tu lăsași Voblerul să se joace în apă. Da, ce să mai lăsați, că nu le-a gătăi vânat să pun. Ultima oară, când de tâi le-a lăsat. Păi, înseamnă că a atacat el Voblerul, că așa face. Ăla se mișcă în apă, se repede în el. Păi și nu-ți fură lanseta, a? Dar trăgea frumos de vârf, cred că așa face clenul. Ios, frate, păi, îți dai seama câți clenii intră acolo pe canal, dar nu prea dă lume pe acolo, a? La clen. Apa prea rece, că nu lucrează termocentrala și îi vezi așa la pălicăre, știi, să îi vezi cum se întorc. Aha, aha. Și te atinge vuglărul ușor cu bocul și nu dă în el să-l înghită. Păi da, eu de obicei folosesc ancore mai mici iarna, le pun pe alea de la modelele alea mai, care merg între ape la 10 cm, pe alea mai micuțe. Da, eu nu dau eu cu bădăranile alea din fabrică. Ce trebuie mi-o? Uite, frate, păi când văd dicta mai zici că e aia zi furcă, ce dracu cu sutele, mă. Pun pe alea discrete, așa și schimb și bătaia. Să zice bătaie, dă, zici că e pui de rățușcă. Care e chestia? La urmă, tu are decât o ancoră pe spate și are impresia că acolo e toată șmecheria, de-aia nici nu vrea. Păi da, mă, e mare, îți dai seama că el vede. Și fii atent care e faza, ca să-ți explic eu de experiența mea de clan, care a dat la clan. Deci când am schimbat ancora, am pus-o mai micuță, deci e bătaia mai deasă, așa. Înțelegi? Nu mai deasă, că normal să... Când e ancora mai micuță, face tic, 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 pe loc. Îl atrage mai bine. Când e mai alungit, așa, la lang, balang, 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 pe ancora mare și nu vede fiarele, eu nu dau. Mai dădea prietenul la eu pe zăpadă, acum iarna, când era zăpadă, dădea pe fundul apei. Cu de la mar și lua, să figea cleanul săracu, da? Mie nu-mi place cu alea, spune. Nu, tu m-a uitat, cred că erau peste 100 de cleni într-un loc, la apa așa, de 2-3 pagă. Deci văzuși tu 100 de cleni într-un loc. Bă, și auzi, intrarea ăștia pe canal, un băiat și că nu prinsă nimic, auzi, la canal. Știi cum se jucau? Păi se era la suprafață, că e apa călduță, o leacă, a fost soare. Mă, Costi, să te învăț eu niște tehnici de iarnă. Păi acolo cu buldo, cu muște, tată. Sau... Dar să știi că cu muște
urlai, cum nu știi. Vai de mine, păi da, eu dacă dau la muzică, dau de 25 de ani, cine? Dar zic că ăia de la ficat mai prins, ăla, care dădea la plan la ficat. Am pus ei că-n ficat, dar nu fug în Păi nici mie nu prea-mi place la momel de ăsta. Am dat mult timp, dar nu prea-mi place. Alta e când îi dai cu wobbler cu o musculiță pe fir roșie, că iarna vor dălea roșii, mișto. Vezi mă că... Anul trecut am avut un ornet și mi-a dat cineva un om cu roșie. Nu schimbață. Da. Mi-a pusat un om cu roșie și câte atacuri am avut pe wobbler ăla. Păi da, dacă ai momelă cu roșu, eu am dat cu muscă cu jnur, cu roșu, bă, s-a ridicat până la suprafață, în ea nu aveam treabă, o luau cu totul. Da. Și între ape dădeam cu dălea larve de lebelule, făcuse niște muște pe 12, cu roșii, una la 30 de centimetri, una la 40. Mamă, ce le înghița cu totul, frate Cleanu. Nu aveam da, treabă. Da, 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 ați făcut și eu, făcut kilometri pe jucă, că o luai la picior, să dau după creni, mă plimbai ca lumea acolo. Păi și ieși mai în jos Clean pe acolo sau numai acolo? Da, îl verificai tu canalul de apucată, îl luai din cap în cap. Păi și ai văzut Clean și mai în jos spre ieșire încolo? Da, dar nu... Decât e o porțiune unde apuseră multe tentative, dar mărunți. Păi și ăia mari unde-i lu' arăți? Ăia mari unde-i lu' arăți? Mai sus aici, pe unde pe scrisul ăia. Aha. Păi în curenț ai pe acolo să plimbă și după mâncare. Bă, și se anunță minus 25 de grade noaptea, cred că o să intru eu de noaptea la muncă pe acolo. Bă, nene, 25 de grade, nu știu dacă e la bata acolo, poate la noi e anunțare de cât 17. Lasă, frate, că mai bag și eu în ele să am audiență. Minus 25. 17 grade e bine, ce? Eu trecui pe la baraj, e barajul Tun la acolo, știi, de bag filmarea, acum l-am încărcat. E înghețat tu, n-ai ce. A, jiul curgea tare, a? Da, nu înghețat niciodată, n-a înghețat niciodată. Păi jiul nu, că nici jos la cădere la Goleș n-a înghețat, curge apa. Bă, și dacă aș avea niște peștișori, merge și alău acum mare jos părul de erupere, că ăla când a luat 100 de bucăți la 5 kg acolo le-a luat, că nu poți să ieși afară în casă. Păi când nu poți să ieși la minus 13 grade ziua, cum anunță sâmbătă duminică? Da, minus, e mult, eu ce mi-a zis ăia? Păi da, mă, dar râul nostru e plin de șalău mare. Eu dai pe apă curgătoare, îți dai să n-ai nicio treabă, te doare capul. Vezi, la vârf. Șalău, eu n-am înțeles niciodată pe lumea asta, de ce n-ai intrat șalău pe șivul niciodată? Ce să ia ce cântam câte un pește. Ma, șalău? Da, păi nu e nisip jos, poate, nu-i place lui configurația. Chiar acolo? În vâltorile alea de acolo? Da, acum ce mai bun. Păi da, dar eu am vorbit cu un băiat din America, știi ce mi-a zis? A studiat șalău și mi-a zis așa, Gabi, șalău e un pește care nu-i place lumina. Asta dacă jiu are adâncim până la 2 metri, unde să stea și el? Bă, ce 2 metri? Că nici n-avem adâncim de 2 metri. A, păi și vezi, n-are unde să stea, săracu, că dacă nu-i place lumina, fuge. Păi da, dar pe râu Argeș la noi știi cum stă treaba? Deci are adâncim de 4 metri. Pântre humile alea, e întunerii beznă, nu vede nimic, stă pe acolo la pândă ca giu. Și noaptea iese în masă apii. Mai avem și noi adâncituri de ăștia mai mari și arătate. Sunt humede alea, are lățime de 50 de centimetri și în jos te duci, intri cu bățul de 7 metri, te duci la fund. Și îți dai seama că stă, aci stă, are unde să stea. Plus că are multă mâncare cu acina și găuri unde să stea. Că dacă n-ar avea, s-ar retrage și aci, da, ce să știi. Gagiul ăla care a zis că a luat 100 de șalei la 5 kg într-o iarnă, a dat pe gaură de 4 metri. Cu twisterul. Păi eu ce zic, dacă îl găsești gaura, așa e și pe Dunăre, să ai sonar să cauți găurile, că altfel nu faci treabă. Eu am văzut pe ăștia la
la Doleț, acum, cât vă spun eu, vreo lună de zile am fost pe acolo. Așa. La Orbat, la Mircea, până într-un chile, așa... Unde? La Doleț, la Basarabi. La Basarab, la Avați, îl dă un kil. Păi da, când, în ce perioadă l-au? Acum venim o lună și ceva. A, o lună și ceva. Pe Dunăre asta unde? Da, pe Dunăre. Da, nu, acolo s-a pus vreo bine de aia, un drag de aia. Unde vine, mă, Costi Basarab ăștia? Poate mergem până acolo. Până în Calafat. Până în Calafat? Da, primul sat până în Calafat. A, și sunt zone cu maluri, așa, cu pomi căzuți? A, sapă o dragă și ei vânau pe acolo. Da, păi, dar e adâncitură, cred, e dragă de aia de cum e rândărăt de la mobilă de la. Aha, înțeleg. Dar trage de la adâncire mare, iată, și face un cavul acolo mare. Anul ăsta o să stăm și de Dunărea asta, să o mai explorăm și noi, că... Da, dar în final auzi cum e cu permisul. N-auzi nimica. Nu e vorba de aia 300 de lei. Dar? Ce timbru? Zic că cerea un timbru, pe lângă aia 300 mai trebuia un timbru de 2 lei sau fi cât era, 2 lei era un timbru. Păi și pe ăia la, pe ăla l-a anulat ăștia? Pe ăla, pe timbru ăla de 2 lei, aia 300 au rămas în continuare. A, deci au rămas taxa de 30 de lei și a anulat timbru de 2 lei, dar e bine și așa. A, de undeva trebuie să aibă și ei un ban, acum nu, ce să fac. N-a răspuns niciun ANPA. Așa, și ce a zis băiatul ăla? Și a explicat ăla, îi dă și numele cum îi zice avea șefului de la ANPA Moldova. Și a explicat un destul de clar, băi, se plătește la trezorerie. 30 de lei? 30 de lei și trebuie să fie neapărat pentru la una dintre asociații. Deci nu e ce spune lumea, crede cu chitat, dar nu e barat de chitat. Păi și dacă ești la asociație, nu mai dai bani la asociație? Ba da, păi normal. Păi ce, dacă e așa, ce te mai complici cu, ce ne mai complicăm cu ea 30 de lei? Mă duc, mă scriu la asociație, dau un milion. Nu, nu avem, la dată noi avem toți la CVPC. Păi eu ce, dau un milion și ăla e. Păi ce mă dat așa tot timpul? Am și permisul plătit, sunt și înscris, atunci respect legea. Păi nu e așa, dar și scrie pe aia, pe chitanță, taxă, da. ANPA, taxă de asociat, scrie aia, bă, da. Ce ne face la Craiova? Păi da, mă, mă duc și eu să mă înscriu, că până acum am plătit chitanța de 30 de lei, da. Bă, nu e așa, am avut întotdeauna, nu avem permisii de la pensii, de la mai bine ăștia în controle, de la ăla și la... Știi care e treaba? Că anul trecut, prietenul ăsta al meu a trimis în timp e-mail-urile ca să-și ia viză de frontieră pe zone. Trebuie să le, să le trimit și eu anul ăsta, să vină în timp, să nu mai stau. Dom'le, a venit scrumbia, n-am viză, hai la viză, hai la... Nu, 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 ne faci ăștia de la filială. Vă chem câte 2 lei de viză. Așa pe... este, știi, dacă vrei să faci pe chem, mai dai 2 lei. A, pe ce? Păi, mare socoteală 2 lei. Da, zic să plătim și noi. Să trimitem să ne facem vizele, că până aprilie vine scrumbia și... Noi acum ne facem permisele în ianuarie. Păi, și eu tot în ianuarie trebuie să-mi vină niște bani acum să-mi plătesc permisul. Vrei să-ți dau, vrei să, ție-ți place să pescuiești la scrumbie? Păi, nene, mă duc și la scrumbie, dar nu mă duc până unde e îngrămădea la mare, eu nu urc la pistol niciodată. A. Nu-mi place acolo. Da, vrei să-ți dau un pont acum, în direct? Unde? Să mergem la mare să pescuim scrumbie, la 1 februarie? Da. Aaa, ce bine! Ți-ar place, a? Da, dar o să fie frig rău și o să fie ghet. N-are, mă, nimic. Dacă trage scrumbia, ce treabă ai cu frigul? Îți iei 3 căciuli, 7 pere de pantaloni. Da. Da. Ăsta era să zic vin fier, că nu mai beau băutură. Anul ăsta, 2017, nu vreau să mai beau alcool deloc. Ce să zic, must de la fiert la termos. Da.
Înțeleg? Facem o scrumbie pe grătar. Știi ce trebuie să-mi cumpăr? O butelie de aia mică, de... Butelie de faci... De voiaj, bă, frate, că n-am și o butelie, să-mi iau și un cort. Anul ăsta, dacă mă angajez, fac investiție ca lumea. O să-mi iau și camere, că vreau să scot niște bani de la bancă să mă dezvolt afacerea. Să nu mai filmez cu telefonul. O, să vezi tu ce, mă plimb eu până toată țara. Da. Nu mai scap de mine, trec în Craiova așa de... Da. Așa? Da. Ți-a înghețat inelele? Păi cu ce ai dat? Ai dat cu fir monofilament? Da, și mi-a înghețat inelele și cum se făcea. Ion. Păi mi-a înghețat la Shimano ăla și de-a inelele mari. La Shimano ți-a înghețat inelele, hă? Bă, și mi-a înghețat inelele. Bă, dar cu frig eu, Shimano, de dimineață cu frig eu. Așa e, da. Au scos americani ăștia niște fire care nu îngheața pe ele. Păi nu, mă, e 60 de lei firul, ce? 60 de lei? Păi da. Păi cu 60 de lei pe scris 3 ani de zile. A, deși tu ții la bani, nu vrei să investești 60 de lei în calitate, nu? Mă, cred că sunt în stare să întorc și pe unul singur, numai pe nu le dau bani, păi de-aia nu mai merge, mă, comerțul, Costi. Dacă tu nu mai cumperi plumbi, tu nu mai cumperi fire, eu nu mai cumpăr. Am da, să face să cumpărăm și noi. De la distribuitor, nu am cumpărat niciodată de la magazin. Da, mă. Hai să te întreb ceva serios. A avut sărăți viziuni ceva de la extraterestri pe la Craiova? Ce viziuni? Viziuni. Nu, nu. Nu coborâră niciun extraterestru, nimic? Nu. Deci zilele astea a fost liber. Da. Nu, că aflai că coborâre pe pământ ăștia și nu știu unde să-i găsim. Îi găsă și uite, să duce Olguța, vezi că a pus-o pe ăsta, ministrul muncii. Pe Olguța a pus-o ministrul muncii? Da. Mamă, trebuie să vorbesc cu ea neapărat. Serios? Păi, auzi? Eu am o putere supranaturală să le dau la toți românii să muncească. Și să vorbesc cu doamna Olguța. Eu nu, n-am nimic la cu ea, că e prima lună s-a plecat de aici, dar și... Păi da, mă, dacă le dăm de muncă, de ce să nu i-am considerat și așa ceva? Unde am mai găsit așa fenomen ca o persoană să dea la 22 de milioane de oameni de muncă? Treaba lor, dacă e. Sunt și comisiunile lor pe pământ. Toate fabricile din Craiova tăiate. Astea tăiate? Și la cine să le arătăm? La Uniunea Europeană sau la americani? Unde era combinatul, nu mai e nici urmă de combinat. Deci eu pot... Era ministrul putere, e mult acum, a fost mult. Ne trebuia mult de fabrică. Deci fii atent, Costi, cum se treaba, că e treaba serioasă. Extraterestrii care au venit nu e unul singur, sunt mai mulți, bă. Serios? Deci tu ai grijă să nu lași cârnații la vedere. Care ăștia extraterestri? Am înțeles că și ăștia bagă ei în fizic. Serios? Băi... Măi, eu zic să-i așa, dacă extraterestri ăștia există, trebuie să hrănească, bă, cu ceva. Ai înțeles? Ba un cârnat, ba un pește, bă, înțelegi? Eu nu-i văd așa în viziunea mea, nu-i văd ca să trăiască cu aer gol așa. Trebuie să aibă și ei ceva, un corp al lor, o combustie, cum zicea fratele ăsta. Pe 14, 18, cam pe 18 aprilie, așa să zic, 20. A, atunci ai fost. Da, începuse mai devreme.
Păi într-un an, pe 19 aprilie, era până Oltenița. A început mai devreme, cam pe 15, prindeau gagii ăștia. Nu știu, ne-am dus și noi. Că e prima dată când ne-am dus la turnul. Da, anul ăsta ne amenință mine, m-a și sunat. Bă, fă niște muște, că vine scrumbia. Băi, mie îmi spui că ce ai, ești pe o parte. Acum știu locul, am om acolo. Dar hai să vezi ce scrumbie îți prindem noi în curenția de la turnul. Trebuie să fac n-ai miros de o barcă, că... Dar să spun cu ce am prins cea mai multă scrumbie, nu-ți vine să cred. Cu ce ai prins? Cu sac de rafie. Ai prins scrumbia cu sac de rafie? Da. Păi ce tehnologie e asta, că n-am auzit. Ce tehnologie? Aha. Era la crapetul, Așa. Ia mă să mai auzim de la și Costiciu. am văzut pe unul cu un de scrumbie. Și cum prindea ăsta scrumbie? La noi, nu urcasem. Dar pe ce perioadă era când dădea? Când s-a dat drumul la pescuit. Aha. Prima zi. Exact prima zi după prohibiția de pe Dunăre, știi? La noi. Aha, că e cu 2 săptămâni mai devreme, Nu am uitat cam pe la 1 să mai, zic zici rușine. tu. Mi-a pus rușine să-i cer și eu vorbea de scumpirea ta, Paina. Aveam acasă. Aveți aparine, M-a da. adus. Da. M-a adus, mi-a luat sacul de rapie, că aveam un șantac de rapie pentru pește. Am Așa. scos firicele de la alte, câte 3 firicele, le puneam pe tija câmpului și legam mătul direct cu firicele cu tot acolo. Așa. Nu zici că la strâns la atâta am plecat acasă, că așa ceva n-am văzut. Mă, stai, deci tu n-ai băgat sacul de rafie și au venit scrumbiile în sac, nu așa? Puneai firicele albe pe tijă și... Dar nu mai puneai sclipici, nu mai puneai nimica strălucitoare. Cu sac de rafie, nu? Eu au zis doamnelor și domnilor, cu sac de rafie. Fâșii legate, dar cât aveau fâșiile de mari, erau de mari? 2-3 cm, ca un pui de peștișor. Dacă vrei să știi ce partidă am făcut și eu la niște fulgi de albi cu sclipici, o leacă de sclipici. Am luat la ștuci vreo 5 bucăți într-o seară, Biban nu mai vorbește și alăi. Foarte prinzătoare albul ăsta. Dar când eu spun că mi-am văzut de unul de prindat somn la C0, la muște, eu n-am văzut în viața mea. La muscă prindea somn? La adâncime de 20 de metri sau 15 metri cât are apa acolo. Așa. Păi unde? În față la C0? Da, unde se va face C0 în Dunăre, în grupa mea acolo. Aha. Și cum de dea cu țaparină? Da, cu țaparină, dar pe vertical, lăsa cu pungul jos și Aha, îl lăsa așa. pe fund acolo. Dar muște sănătoase, nu de ăștia Muște mai mari, adică. mai mari, am zis. Albe. Și ce prindea cu ele? Sunt dar mici, 2 kg, 1 kg jumătate și le dădeam la pistă și la unul atacă în pistă. Și somnul ataca muștele și tușterul nu ataca. Păi da, știi că am pățit-o și eu, el mai bine imită alea pe bancul de puiet decât tușterul, că ăla e cam simplu, e singur. M-am gândit și eu că la luam considerare că e bani de oprite și de aia se Da, repede. e banc, se repede în el. Da, și le Îl atrage mai mult. vedem și ce zicea, hai, e bancul, gata, dă-mi-o. Da. Las, că anul ăsta vreau să fac multe filme cu muște artificiale. Totuși, eu te provoc să vii să-mi prinzi vreana. Dacă vii și-mi prinzi o vreană, te jiești, mă. Dacă viu eu pe Jiu să prind o mreană la muscă, sunt tare? Dar ce mărime să fie mreana? N-am vorbit de menuțe, nu. Cum prinde noi la mămărică? Păi să fie mreană la 1 kg, 2 kg, așa, nu? Deci eu dacă îți prind o mreană la 1 kg sau la 2 kg la muscă, înseamnă că sistemul e bun, nu? Păi da, trebuie să mergi cu tine să-mi arăți locurile pe unde stă gagica. Păi ea nu face decât
musca să imite ceva din apă, înțelegi? Și peștele e interesat de mișcare, de... Așa e hrana lui, în mișcare, da, e o păcălea lui, o fantezie, nu cu... Dacă are timp să dea de clar, aia e păcăla. Da. Că mai e și treanul care trebuie scos din ecuație. Păi da. Îl găsim și pe Clean, îl scoatem din ecuație și pe Clean. Dacă tu, dacă tu ai folosit la mreană de 6 kg Wobbler de 7 cm, nu? De 7? Sau de cât? De 2 cm, cât are omul ăla cel mai mic? Nu, mă, nu. Nu zic la mreană, când ai prins tu mreana mare. Când prindeau ăștia, pe, au făcut filmul. Nu mai cu Wobbler de ăștia mici, spune. Care, mă, la aia de 6 kg? Omul, vezi, serios, nu te păcălim, uite, să vezi, toți avem, toți avem ori de turtelea. Păi nu acum, mă, iarna. Au prins... Vara a prins și cică cu Wobbler de... Scrie acolo pe site. Cu Wobbler de 6 cm. Lasă-te mai vă, lasă-te mai cu oameni și de la mai mărișoare. Dar nu, noi ornăturile, cele mai bune. Păi știu că sunt cele mai bune, da. Și eu tot pe alea le folosesc. Deci la noi sunt mulți care dau la spini pe aici. Eu nu știu de ce toată lumea recunoaște că ornetul ăla face... Nu știu, face diferența. Păi da, așa e, lucrează foarte bine. Mai am și eu câteva, dar trebuie să mai încumpăr. Da, ca ăștia la ofertă acolo la... La Cosmin? La Cosmin, cu 14-15 lei. Oh, e bune, să mai iau și eu de la el. Da, la Cosmin, că trebuie să mă duc să ajung și să-mi iau, că aia vreau să ai unul iară. Ai, de așa, bă, mai mă duc o dată de dorma la unul, două și de așa. Da, n-a avut să șoldarii ca să intri după el? Hai mă că era apă caldă, intram și în slip. De ce râzi? De ce? A căzut în apă? Păi da. Hai mă. Păi cum a căzut ăla în canal? Și s-a dus până la gât, cred că. Așa se întâmplă. Exact în gaură aia. Da. Eu am impresia că a vrut el să se arunce. No. Să facă baie. Nu, cred că ce ne băutură, cred că a avut în cap. No. Vă zic că azi nu veni, cred că o fi la spital, nu vreau. S-a dus la spital el? Păi vreau că a plecat pe jos, acasă, vezi ce am acum a ajuns. Păi, îl luase frigurile, a? E, da, e mai rău când ieși afară, că în apă poți să stai până seara. Am mai pus înainte de sărbători o filmare cu unul tot așa în jiu, pe la noi pe aici. Tot așa a căzut, a alunecat, l-a luat murzul pe mă. Da. Trebuia să fac eu o filmare, să-l fac o filmare cu vecinul de la București, când a venit și a dat pe canalul de la Prundu. Fii atent, era o leacă de mâzgă, că scăzuse canalul. Bă, și a prins el dicta mai obletilii, înțelegi? Mare, mare, bă, și a scăpat obletrii pe talus să ducă în apă. Și ăsta repede după el să fugă pe taluzul ăla înclinat, înclinat. Și noi zicem, lasă, domnule, obletrii, lasă, obletrii. Bă, ziceai că să aruncă după rechini, să-l prindă, că cine știe ce scapă. Bă, și când a pus piciorul pe mâzgătuși și cum s-a dus până la gât. Avea telefonul de 5 milioane, l-avea în buzunar. S-a dus, a ieșit, că nu era apa adâncă, un metru, dar s-a dus, a dat un milion să reparte telefonul. Făcătură, știi? Întâmplă accidente de ăsta, eu am trecut la fontațiile în februarie. Îți scoam un canal pe lângă bara asta acolo, și că nu știu de aici. Da. Și am avut scaunul în mașină și am dat în picioare. Și ce vine, nu e mai să n-am văzut scaunul, ce dacă s-au cap pe scaunul. Așa. Mașina am pus scaunul și am alunecat cu scaunul cu tot treabă. Da, da. Păi, adică tu căzuși în apă? Da, în februarie anul trecut am căzut. În februarie anul trecut ai căzut în apă.